Antrenatul cu profanani. Suntem, iată, pe 1 mai, ziua de Paște. Abia ne-am trezit și vă mărturisesc că am o idee pe care nu am putut să stau pe gânduri și să nu vă prezint cât se poate de repede. Anume, vedeți, am reușit cu biotopul, cu varianta pastoral, scoaterea albinei din spate, dragilor, pe rampa de zbor, pe aceeași rampă de zbor, dar undeva în spate. Adică mai jos un pic. Concret. Haideți să ne uităm aici, este deja un stup mobilat. Deci pe aceeași rampă de zbor se află o fantă mai jos care aduce tocmai din spate, din buzunărel, și fanta de sus care aduce albina din interior. În varianta așa cum a fost gândită biostupul, sigur că rezolvăm cea mai importantă problemă, aceea a traficului albinei, a scoaterii albinei dinspre exterior, din spate în față. Însă, ideea care mi-a venit este următoarea. Datorită faptului că sunt paralele, deci sunt pe la același nivel, se întâmplă un lucru. Albina, în general, aleatoriu se va duce fie în familia din față, prin rampa de sus, prin fanta de sus, fie prin partea de jos. Sigur că descongestionarea se produce în funcție de tot ce înseamnă densitatea de acolo, nevoile concrete, nu prea e bine dirijată treaba. Și atunci, iată ce ideea, noutatea constă în asta, că voi vorbi cu Viorel. Ascultă-mă, Viorel, acum îți transmit chestia asta. E indirect. Va fi rampa de zbor mai mare cât asta, deci mai lată un pic, iar tu, Viorele, îmi obturezi și îmi faci fanta de zbor pentru albina de jos doar pentru 5 cm. Atenție, ce spun, 5 cm. Vie pe direcția asta în sus și începe fanta, a doua fantă, de aici, Viorele, din direcția acelea care s-a terminat aici, începe cealaltă de-a doua. Și continuă pe, să spunem, pe 10 cm, fanta a doua. Ce se întâmplă? Albina care vine, cu greutate, se va așeza pe rampa de zbor și cea care e în partea stânga a mea, în partea dreapta a voastră, cum priviți, va intra în spate. Cea care vine de-a deasupra, care vine și pe aceeași rampă de zbor, fie că dintr-o parte sau în cealaltă, deci pe partea cealaltă, pe jumătatea cealaltă a rampii de zbor, cealaltă albină va ridica sus, va vedea închisă fanta aici. Deci asta, în partea asta, e închisă. Și va ridica sus, că albina are tendința de a se urca tot timpul sus și atunci se va duce în familia de bază. Deci, practic, cele două fante, unde se termină prima, Viorele? Unde se termină prima, începe cea de-a doua. Atenție, Viorel, insist, îți spun încă o dată. Vii cu fanta asta până în margine, ca să exploatezi până la colț culoarul de zbor. Nu trebuie să fie mai mult de 5 cm. Da? Mai mult de 5 cm nu trebuie să fie. Ca în partea a doua să am și colectorul, Viorele. Deci, fanta de sus, care aduce albina din corpul de bază, vreau neapărat, dar neapărat, să mă faci ca lungime exact pentru colectorul de polen. Da? Pentru că vreau să colectăm polenul și prin fanta așa de aici, din corpul de bază. Numai în corpul din spate, lăsăm doar cei 5 cm culoarul de scurgere a albinei. Nu faci nici prea lată culoarul de scurgere, Viorele, ca să pot băga colectorul. Deci pe direcția colectorului polenul se poate cădea în sertăraș. Deci aceste lucruri le transmit, Viorele, pentru că este esențial. Ceea ce facem acum este de-a dreptul istorie. Nu exagerez deloc când spun asta, pentru că în clipa asta am rezolvat cea mai importantă problemă a modului în care albina din spate, o folosesc în corpul de bază.
Deci este spectaculos. În momentul în care am chinezii suficienți, nu? Adică am albinuri foarte multe, am sporit producția colosală aici. Colosal, deci nu vă spun. 30% câștigă în producție. Așa că, din clipa asta, toți biostupii, pastoral sau staționar, cu 6 rame aici în spate, atenție, deci toți biostupii, pastoral sau staționar, vor avea acest canal de scurgere, Viorele, țin neapărat acest canal de scurgere și vom avea și buzunările lui aici lateral, în varianta care știm noi tradițional. Vom avea și rampa de zbor care se aducă de aici. Pentru că, în condițiile în care a apărut culesul, eu vreau să bag toată albina din spate aici, la cules. Cum fac asta? Am închis rampa de zbor lateral, de aici. O să vă arăt îndată că avem modelul cu rampa de zbor lateral. Am închis aici. Sunt deja albine obișnuite și pe culoarul de scurgere din spate. Și, practic, nu îi oferă albinii decât șansa să meargă pe partea asta. Colectez astfel toată culegătoarea. Este nemaipomenit ce vă spun. Toată culegătoarea acestuia, o bag 80% din ea, deci 80%, 70% o bag aici. Pentru că, cu greutate când vine, insist, toate care se va pune pe partea asta a rampei de zbor, va urca și va intra în familia de bază. Toate cea care iese, va ieși din corpul din spate. Da? Deci, care iese, iese pe, din partea asta și care se așează din ea pe partea asta de aici, se va duce și în familie, că am nevoie și în familia de bază. Și de polen am nevoie și am nevoie și de apă și așa mai departe. Mai am o idee. Dragilor, să știi că varoa se împrumută, sau dacă vreți, varoa trece de la o familie la alta, atunci când albinuții stau la adăpat. Ele stau din diverse familii la adăpător, una lângă alta, și atunci varoa coboară pe picior, se duce pe celălalt albinuță care e vecină, el la apă nu se ceartă, albinul nu se ceartă la apă. Și așa aducem varoa și într-o altă familie care nu e infectată, de care, deci n-a fost infestată cu așa ceva. Ei bine, am soluții și pentru problema asta. Avem în spate, avem hrănitorul. Hrănitorul cu rampa cap, cu rama capcană. Da? Deci ce veți face? Foarte simplu, dragilor. Voi care sunteți la vagoane și cărați apă, înnebuniți, vă cercetați între voi. Și spune, băi, dar numai eu să cară apă. Fă-i și tu, adu și tu, să cară, mă rog, cu bidoanele. Albina are foarte mult nevoie de apă. Și atunci, în rama capcană, asta aici în jos se oprește, avem hrănitorul. Puneți tot timpul apa aici. Deci la vagoane nu mai puneți apa pe afară. O puneți în familia voastră aici, puneți în adăpătorul vostru. Și ce vă spun, dragilor? Veți folosi apă și cu protofilul pe care îl faceți deoparte, cu rețeta aceea care îl găsiți pe internet. Și în apă, simplă apă, nu puneți și să o înduciți un pic, atunci determinați albina să care mai multă cantitate de apă și o ventilează, o perdeți. Ea, într-o jumătate de oră, ți-o golit dacă ai pus și ceva dulce acolo. Am destecat cu miere, cu scursuri, nu știu ce, nu. Apă simplă, cu 17% protofil pus la litru, veți obține un efect extraordinar, extraordinar. Și așa apa nu mai irosiți aiurea, ci o folosiți în interiorul vagonului, v-ați umplut hrănitorile cu apă, când se termină, mai trecut, ai mai și văzut un pic cum stă cu colectarea varoa, ai sesizat exact cât a mai crescut făgurelul, să stai în vagon, e o plăcere ca să faci o vizită și să-ți tragi doar rama capcană și ai văzut exact ce s-a întâmplat acolo. Deci, atenție multă! Biostupul, în clipa asta, a devenit nemaipomenit de valoros pentru că a rezolvat problema și la vagoane, dragilor, cu eficiență maximă. Mărcile înmulțit deoparte, împerecheați deoparte în înmulțitoare și totul merge perfect. Ce vreau să vă mai spun este că merită să rețineți
din clipa asta că toți biostupii care vor fi executați vor fi în varianta, cum am spus, și cei staționari cu culoar de scurgere, așa cum am povestit acum. Azi dimineață m-am gândit la ideea asta și am ținut neapărat să vă pun, să vă prezint, pentru că nu se merită ca să pierdem timpul. Câte vreme, iată, ideile apar, voi trebuie să știți cum să reacționați și să obțineți, să aveți eficiență maximă. Tot secretul în asta constă. Dacă am eficiență maximă, atunci merită să mă ocup de apicultură. Dacă nu, ne lăsăm pe gubaș. Ei bine, v-am mai arătat și vă mai spun încă o dată. Iată, ăsta e colectorul de polen în partea dreaptă, dacă l-am pus. Deci l-am pus, aseară am pus colectorul, s-a adunat câteva bobițe acum dimineață, dar în partea asta avem câteva bobițe de polen adunate, în partea cealaltă nu-i nimic, pentru că lipsește colectorul de aici. Da? Lipsește din partea asta colectorul. Și de aceea am spus, nu-i păcat, Viorele, să nu colectăm și aici, tu ai canalul acolo cum îți vine de scurgere și nu mai ai unde să bage, dar dacă tu ai înțeles, Viorele, și sigur înțeles, cam atât am face, cam 5-7 cm canalul de scurgere, fanta se termină aici pentru pe rampa de zbor, iar pentru partea a doua, fanta a doua de aici începe, nu? Și aici va intra albina în corpul de bază. Cât polen se adună? Foarte mult, foarte mult. Este o sursă nemaipomenită de venit, pe care voi la vagoane trebuie să o aveți la îndemână. Și stai în vagon, ai tras sertarul, ți-ai luat polenul, ai studiat cum, care e nivelul de căpăcire pe rampa de zbor, pe rama capcană. Și în felul ăsta îți ai asigurat un venit categoric. Nu-i miere, e polen, e propolis, îi găsim 17 produse de la stupină. Cele 17 din 17, ceară, etc., etc. Nu există altă, apelar Nilu și mai departe. Nu există alt stup care să fie capabil să facă atâta performanță. Așadar, vreau să vă spun că în clipa asta am la vânzare varianta aceasta de biostup cu variantele următoare. Dacă am mai 7 rame de puiet și încă 2, 7 rame cu puiet și cu 2 stânga-dreapta, cu 450 de lei. La fiecare adăugare a câte unei rame de puiet, mai creștem cu 50 de lei. La fiecare ramă, până la 12. Deci finalul este că aici pot să am 10 rame cu puiet și 2 cu hrană. Da? 10 rame cu puiet și 2 cu hrană. Când te-ai dus cu 10 rame cu puiet aici și ai plecat să atași salcâmul și aici în spate și cele 6, aici în spate cea de-a doua matcă cu 6 rame de puiet. Deci cu 16 rame de puiet, cu 2 măci care lucrează pentru spațiul acesta de magazia de aici, cum să spun, în 2 zile ți se umple catul. Nu discutăm. Deci în clipa în care ai așa o dotare, cu băgatul albine și tot ce, apicultorul știu ce spun eu. Deci începem de la 450 și sporim până la 12, înseamnă 7 rame cu puiet, plus 2, și primă cu câte 50 de lei la fiecare ramă pe care o adaug. Dacă doriți și în spate, avem și varianta în spate, la care ăsta din spate pe 6 rame cu puiet cu 400 de lei. Deci 6 rame cu puiet cu 400 de lei. În final, vrei și stupul biostupul, îl vedeți pe internet, el e 500 de lei. Biostupul dotat, vopsit, tot în varianta aceea. Deci în varianta nu asta. Că vedeți, ideea este proaspătă acum, e venită de azi dimineață cu canalul de scurgere. Probabil că toți biostupii vor suporta această modificare care v-am spus-o acum. Avem rampa de zbor aici lateral. Voi o știți foarte bine, cea care permite ieșirea albinii din buzunărea. Deci pentru varianta asta acum, așa ceva. Mă bate gândul să-i spun lui Vărele, Vărele, într-o săptămână trebuie să faci un 50 de lăzi cu varianta nouă pe care am spus-o, deci asta e urgența urgenților, și să le oferim oamenilor, acum sigur, după ce am povestit chestia asta,
inclusiv cu stupul acesta, sunt al lui Marius de la Constanța. Marius, te salut! Îmi pare rău când mi-a venit ideea mai devreme cu săptămână, că trebuia să fie așa organizat, cum ți-am spus. Acum, tu ce vei putea face, Marius? Vei pune tu aici o bucățică de scânduri, o șipuliță, obturez, ca să înțelegi exact, Marius, ce posibilități ai. Iată cum aș face eu. Deci, vin și obturez partea asta de aici. Uitați cum o faci, cum am fost și fac acum. Așa. Dau cu o bucățică de lemn fac asta. Iată concret. Albina am lăsat-o numai pentru cea care vine de sus jos. E alta care vine pe partea asta. Pot să pun aici și o bucățică de ciolofan. Las toată fanta asta liberă. Eu vreau să câștig cât mai mult albină ca să duc în corpul de bază. Sigur, ca să fie treaba deșteaptă, ca să vorbesc, iată așa trebuie să faci tu vedere. Da? Deci s-a terminat. S-a terminat fanta de zbor la asta și începe la cealaltă deasupra. Asta este ideea spectaculoasă. Dar vreau acum viorele să-mi faci aici spațiu de cât? De cât este hrănitorul, de cât este colectorul, ca să pot băga și colectorul ăla mic. Am nevoie de așa asta, dar atenție! Tu, Viorel, trebuie să te duci cu canalul de scurgere, încât în clipa în care bag colectorul, să nu cadă polenul pe canalul de scurgere, ca să pot deci să am șansă să iau polenul, nu? Asta e toată chestiunea. Da, asta trebuie să faci. Iată, chiar am să fac asta peste tot acum. Pentru că disciplinez albina și se va întâmpla ce am spus-o mai devreme. Albina care vine de la câmp, care este grea, va urca sus, se duce aici. Cealaltă care iese din spate și mai vine și pe partea asta, o parte din ea, se duce foarte bine jos. Dacă însă mai pun și un culoar de ăsta, pun în pioneze. Hai să vedem dacă am la mine pioneze, două, trei pioneze, să vă arăt. Am mai făcut eu din folie chestia asta. Deci am împărțit canalul asta în felul următor. Ia uitați-vă. Ia gândiți-vă voi că pioneze poți face oricum. Și am făcut așa. Da? Deci mai chiar e simplu. Și am făcut așa. Și în felul ăsta, care au căzut pe partea asta, se duce în spate, care au căzut pe partea cealaltă, sigur că aici este mai mare, e mai mare și atunci nu mai am siguranță 100% că toată albina asta se va duce în corpul de bază. Iar albina cealaltă se va duce în care pică în partea asta, în corpul din spate. Mare să ți le fac pe toate așa, încât să putem organiza cât de cât. Ce îți lipsește ție, Marius, acum? Nu ai varianta colectorului. Iată că și varianta ta, după ideea mea, a putut să fie... Dacă însă, Marius, dacă însă să am timp, aș merge aici să fac fanta un pic mai mare, să o lungesc, fără să ies din cadrul exact cât s-o acopăr, să văd dacă pot băga și colector acolo. Deci să-ți fac toată povestea asta, concretă. Încât să te bucuri, așa cum spuneam și altă dată, nu e mai mare stare de bine pe care o am decât aceea ca să văd pe cel cu care stau de vorbă să-l bucuri. Să plece spunând, da, profesorul chiar nu doarme și nu are decât un singur scop. Acela de a ne ajuta să obținem performanțe în apicultură. Dragilor, deci este într-adevăr un moment istoric pentru că această problemă a scoaterii albinei din spate pentru vagon m-a frământat de foarte, foarte multă vreme, cred de pe 2012 și mă tot gândesc și o șansă a fost, o idee a fost asta cu gâtul de pet de aici, dar nu eram chiar încântat, pentru că era prea mic, albină mult în spate. Și a fost ideea asta a celui din Anglia, care, vedeți, sunt oameni de bine care s-au atașat idei mele și au găsit soluții pentru ca
să facem ca biostupul să progreseze de la o zi la alta. Și nu o să mă critice, și nu o să mă înjuri. Iată ce face tipul respectiv. Gândește aceste două fante. Și zic, domn profesor, în loc de canalul de scurgere acolo prin centru, eu am gândit cele două fante. Că zice, acolo s-or distribui ele cum or putea. Mai mult sau mai puțin, și nu mă interesează. Și acum am zis, mă interesează. Și atât ce fac? Uite, cât de simplu. O să vedeți cât de clar și cât de corect fac acest control a împingerii a albinei într-o măsură cât mai mare. Dar nu mă interesează albina 2 care stă aici. Mă interesează albina aceea care iese la câmp. Da? Și asta am făcut aici. Asta este ideea pe care am vrut să vă prezint. Nu uitați, deci începem de la 450 cu 7 rame de puiești, cu 2. Din clipa asta am la vânzare cât doriți voi. La revedere, pe curând. Am văzut clipul de acolo, de acolo.